Polițiștii gorjeni au aplicat amenzi de 12.000 de lei în doar 24 de ore pentru nerespectarea distanțării și nepurtarea măștii de protecție. Peste 1.700 de persoane și societăți comerciale au fost verificate de polițiști în ultimele 24 de ore în cadrul unor acțiuni în contextul prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19. Echipele mixte au aplicat peste 120 de amenzi. În ultimele 24 de ore, sub coordonarea instituției prefectului, au fost desfășurate 12 acțiuni de verificare cu efective mărite în sistem integrat, împreună cu celelalte instituții implicate în contextul prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19. În total, 244 de polițiști, jandarmi, polițiști locali, lucrători ai ISU Gorj, reprezentanți ai ANPC, ANSVSA și Ministerului Sănătății, au acționat în zone aglomerate, unități de alimentație publică și zonele adiacente, precum și terase și mijloace de transport în comun. În cadrul acțiunilor au beneficiat de activitățile informativ-preventive și au fost verificate peste 1.700 de persoane, 84 de societăți comerciale și 230 de autovehicule. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 126 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 12.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legii 55 din 2020. Purtarea măștii de protecție este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani în toate spațiile publice deschise, indiferent de incidența acumulată a cazurilor.